Bun, Laslo, hai să învârtim roata, zi-mi luna ta de naștere. Care poate să fie martie? Aaa, subtil, deci când s-a născut Laslo al nostru, decât în luna în care maghiarii de pretutine sărbătoresc ziua. Dar ce semnătate are ziua asta de 15 martie, tu știi? Păi, Revoluția Maghiară a fost în 1848. Fas, ce frumos, ce pus la... pus la... zic cum se zice? La patru arce. Pus la patru arce, Laslo. Laslo, hai să învârtim, să cadă pe martie pentru 350 de euro. Denis, hai de aici. Ia să vedem, Laslo. Unde se oprește? Hai că a luat-o cu cetinelul, așa. Cătilin, Cătilin, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, a trecut de martie și se oprește, cred, pe iulie. Ne pare rău, Laslo, rămâi cu 50 de euro. Ce lună ești născută? Luna august. Pentru 450 de euro, Denis, trebuie să cadă roata exact pe luna ta. Denis e născută tot în august. Denis, dă tare, nene. Păi și dacă dai încet, dai tare, nu-i tot aia. E undeva pe la martie acum, dar se învârte roata asta îngrozitor de repede. Ia, acum. A trecut de august. Stai, că suntem la aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie.